vă solicit verbal, dacă doriți să știți procesul verbal din ședința anterioară. Lasă-mă. Eu l-am citit personal, dacă doriți să-l și citim. Da? Puteți să-l luați să-l citiți, dacă nu l-am citit. Dispoziția numărul 357 din 18.05.2018 privind convocarea ședinței ordinare Consiliului Local al Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 23.05.2018, ora 10. Primarul Comunii Ștefan cel Mare, județul Bacău, în temeiul articolului 68, alineatul 1, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară, în data de 23.05, ora 10, în sediul Consiliului Local, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiat de primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate, în vederea calculării taxei speciale de salubritate inițial de primarul comunei Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri situate în extraordinarul satului Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, terenul ce fac parte din domeniul privat al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul comunii. 4. Diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Punctul numărul 1. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, la punctul numărul 1, dăm cuvântul doamnei contabile să ne spună. Raportul de specializat există? Avem aveți favorabil, nu? Este. Bun. Doamna contabilă. O să dau citire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum după pe secțiuni, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare. Se modifică structura veniturilor de venituri și cheltuieli de funcționare ale Comunei Ștefan cel Mare pe anul 2018 cu suma de 207.000 pe venituri, după cum urmează. Impozit pe clădiri de la persoane fizice, 15.000. Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice, 15.000. Impozit pe terenul de la persoane fizice, 15.000. Impozit și taxă pe terenul de la persoane juridice, 15.000. Impozit pe terenul extravilan, 25.000. Impozit pe mijloacele de la transport de la persoane fizice, 25.000. Venituri din prestări servicii, 15.000. Taxe speciale, 82.000. Total venituri pe secțiunea de funcționare, 207.000. O să dau citiri la cheltuieli, secțiunea de funcționare. La capitolul 51, la administrații, la bunuri și servicii, 60.000. La capitolul 56, la protecția copilului, 30.000. La capitolul 67, cultură, recreere și religie, 27.000. La capitolul 70, 57.000, din care la alimentare cu apă, la bunuri și servicii, 40.000, alte servicii de dezvoltare a locuințelor și dezvoltării comunale, 17.000. La capitolul 84, la drumuri și poduri, bunuri și servicii, 35.000. Total cheltuiel pe secțiunea de funcționare, 270.000. Se modifică structura veniturilor și cheltuielilor de dezvoltare ale Comunei Ștefan cel Mare pentru anul 2018, după cum urmează. La venituri, pe secțiunea de dezvoltare, 103.000. Sunt sumele pe care le-am încasat de la AFIR pentru proiectele depuse anul trecut. La capitolul 43, sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor de dezvoltare PNDR 2014-2020, 31.000. La capitolul 48, sume primite din contul plăților efectuate în anii anteriori, 70.000. Total venituri pe secțiunea de dezvoltare, 103.000. Cheltuielile pe secțiunea de dezvoltare, la capitolul 51, 93.000. La capitolul 65, 10.000. La capitolul 51 este pentru sala de consiliu care urmează să înceapă să o construim. La capitolul 65, serviciile de consultanță pentru școala de la Bogdana, 10.000. Total cheltuiel pe secțiunea de dezvoltare, 103.000. Asta este rectificarea de astăzi.
Comentarii pe marginea, cine se înscrie la cuvânt? Cred că prea multe nu sunt de comentat, deoarece... Deci domnul v-a scris, da? Domnul Matie, aveți cuvântul? Da. Mai dorești ceva după aia? Desigur. Vă mai gândiți. Prea multe de discuții nu sunt pe marginea, deoarece sumele venite sau obținute la rectificare sunt egale cu ce ne-am încadrat în cheltuielile care au fost programate. Așa că... Ți mai scrie cineva? Dorești cineva să discutim? Aș întreba și eu, am văzut la capitolul, nu scapă acolo, 35? Nu, la drumul și pod, 35.000. Da, păi sunt pentru... La ce faceți referire? Da, sunt programați pentru cadastru. Ce să facem cadastru la Pășuni și cadastru la drumul din DN pentru investiția asta care o face Crabul. La canalizare. Și trebuie să facem cadastrele la drumuri. Plus investiția noastră de cu trotuarele. Da. Egal. Deci e doar pentru cadastre. De asta e la drumuri. Da, înțeles. Trecem la punctul 2. Domnul primar, supunem la vot. Supunem la vot. Da, dacă dați hotărârea, vă să pleca. Dacă nu... Semnia. Pentru? Împotrivă? Abținut? Trecem mai departe, la punctul 2. Domnul primar? Da. Am văzut, ați fost foarte productiv. La ziua de ieri. Ați plâns cu lacrimi. De făcut doar. Da. Da, da. Sunt. 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 Da, mulțumesc. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Având în vedere prevederile documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și actele acționare numărul 1 și 2 la același document de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectiv, cu luarea în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații pe întregul flux al deșeurilor. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională, anexe ale contractului de finanțare numărul 13.826 din 11.04.2011 pentru proiectul Sistem Integrat de Deșeurilor Solide în județul Bacău. Cunoscând situația utilizatorilor non-casnici care vor plăti un tarif pentru serviciile de salubrizare direct operatorului de colectare și transport, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea, transferul și eliminarea deșeurilor a depozitului județean Bacău, conform contractului de delegare încheiat de OAT prin ADIS cu operatorul și conform contractului de prestări servicii încheiate între utilizatorul non-casnic și operator. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la articolul 25 din legea 101/2006,
a Serviciului de Salubrizare a Localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile hotărârii AGA, ADIS, numărul 7 din 11.04.2018, privind aprobarea modelului de reglement de regulament privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxe speciale de salubrizare, având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are comuna Ștefan cel Mare în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și de articolul 16 alineatul 3 litera A din statutul asociației, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxe speciale de salubrizare. Așa, aici avem și regulamentul sinteza, că da, e cam stufos. Da, regulamentul privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Deci noi avem utilizatori casnici, care sunt persoanele fizice, și utilizatorii non-casnici, care sunt societățile. Utilizatorii non-casnici fac contracte directe cu prestatorul, pe când utilizatorii casnici sunt impuși în baza evidenței de la Registrul Agricol, sau ei au posibilitatea să facă niște declarații de impunere că o persoană care 90 de zile nu locuiește pe raza localității poate fi scoasă din evidență pentru a nu fi impusă la plată. Da. Altceva, dacă aveți dumneavoastră. Bănesc că numărul este flexibil de la unul la altul vis-a-vis de poate să fie modificat. Deci noi la nivelul comun, cred că știți, avem un număr de 3500 de consumatori casnici. Din 5000 și 6. Nu mai vorbim de utilitatea și necesitatea acestui serviciu de salubrizare care aduce numai și numai servicii. Cu toate că mai sunt și alte pe colateral care nu se mai respectă, asta e altceva. Da. Da, mulțumesc. Domnul Proitorul, Leonard. Păi se vorbește acolo despre stabilirea valorii contractuale pentru fiecare utilizator. Sunt utilizatorii casnici. Asta înseamnă că în urma acestei aprobări se modifică prețul, probabil, nu? L-am stabilit la început de an. Deci este stabilit, nu. Prețul a fost stabilit de când s-a făcut contractul de ADIS și prestator. Da. La un anumit număr de locuitori. Da. De persoane, da. S-a făcut o diferență între plata celor de la rural și cei de la urban. Da. Urbanul cam acoperă diferența de persoane cum ar, prin mărirea taxei la urban. Nu mi s-a spus încă că o să mărească taxa per persoană. Dar în regulament spune că va trebui păstrat un echilibru financiar, chestii de genul ăsta, contractual, pe parcurs. Deci dacă ați citit regulamentul, deci nu spune nicăieri pe o taxă anumită. Păi nu spune, dar o spune în mod voalat. Adică nici da, nici nu. Știți? Aici e posibil ca la nivel de ADIS, cum este și cu taxa pe metru cub de apă. O lasă la nivelul prestatorului. Acum, nu știu ce clauze contractuale sunt între ADIS și prestator. Ca să zicem, să lase la latitudinea prestatorului. Dar pe noi ADIS-ul ne reprezintă. Da. Dar noi avem membru la ADIS și ar trebui să ne spună. Unii, domnul. În mod cert, vor modifica prețul
Nu se știe. Din anul următor. Nu se știe. Deci asta nu se știe. Era bine, totuși, dacă ne spuneam părerea. Ce știm noi, că la început de an noi am stabilit taxa. Deci în anul curent, nu cred că va trebui mărită taxa de salubritate. Să ne fie clar, pentru toți patrierei. Nu în anul curent, dar actuala chestiune de astăzi va frâna ca la Adil, cu apa. Deci are efecte anul următor, ceea ce votăm de astăzi. Da. Și ne putem aștepta la surprize, dar așa e, dacă suntem strânși cu medicină și avem alte... Nu suntem numai noi, Comuna Ștefan cel Mare, în situația asta. Deci dacă se mărește taxa, se mărește pe tot județul, nu pe... Acolo e ca un consiliu care aici, dacă aprobă majoritatea, se mărește. Nici noi nu putem să... Atât timp cât suntem membri. Doar dacă ne rupim de ei, să avem serviciul nostru propriu de salubritate. Și nici ăsta nu poți să-l ai atâta timp cât ANRSC-ul, prin regulamentul lor de funcționare, exact, nu îți permite. Da. Vedeți un operator unic pe un anumit domeniu, în asociație, nu poate să fie al doilea. Numai că mai intervine problema că și ăștia noștri, ADIS-ul, acolo sunt politici. Pus, toți, începând la director până la membri în consiliul de administrație. Dacă ei joacă strâmb și ne vinde județul pentru operatorul principal, gen Romprestu, asta este un serviciu integrat, deci nu pot adunc noi și nu ce fac eu, îl pun în buzunar, trebuie să ai sistem. Deci un sistem integrat ăsta, nu poți să... Deci membrii noștri, reprezentantul nostru la comună, trebuie să vecheze, să fii foarte atent ce aprobă acolo, dacă... Dar n-ai ce faci, te... O pui... Poate o mașină de atunat ar putea să... Dar n-ai ce faci, îi pățim cum am pățit și cum. Acum ai spus că sunt politic, acolo sunt și de la PSD. Da, da, exact, da. Nu numai de la... Da, dar nu știm. Nu știm de ieri, faci politică. Da. Acolo e setul președinții sau directul general. Da, la ADIS. Și urmează Consiliul de Administrație. Da. Regulamentul e făcut pentru a putea fi încălcat. Deci toate sunt... Am citit cu mare atenție. Toate sunt... Așa, învăluite în ceață, face vorbirii la general. Acum toate legile în țara asta. Face vorbirii la general ca să poată face exact ceea ce își propun acum, ei, adică prestatorii. Noi asta trebuie să dăm curs la regulamentul ăsta, ce va urma, ce vor face ei, e altceva. Dar de principiu trebuie să... Da, nu avem altă de acord, să aprobăm regulamentul. Nu avem altă soluție. Ne putem opune atunci când vine cu... Mărire, dacă o să vin. Nu ne putem. Nu ne putem opune niciodată. Nu ne putem. Opune în părțim. Dacă nu, dacă... E gratis, e pe cerbite. Deci știți chestia cu alimentarea cu apă. Acum câțiva ani, prin 2013-2014, când tot așa ne-am opus creșterii tarifului. Și luna următoare ne-am trezit cu diferența de preț la consumul respectiv, din luna respectivă, ne s-a imputat nouă primărie. Da, deci da, ce n-am fost de acord să mărim la populație. Corect. S-au consumat un anumit număr de metri cubi apă. Și diferența de preț, de la cât era și la cât trebuia să... Așa, am plătit noi primăria și primăria putea refuza că putea să dea individual în judecată compania pe consumatorul. Nu, era în contract trecutrea asta. E clar. Ce să mai... Da, n-are sens să fluieră contravântului. Da. Dacă avem semne de 2 ani și vrem, solicităm acum să ne pună și alte informații, dacă nu sunt concludente. Să ne alimite interpretare. Să dea declarație notarială că nu o să mărească tarifa. Nu, dar de principiu și noi atunci o ți-al mărești și tot cu hotărârea unui consiliu. Nu. Dacă nu o să fim de atunci în bloc, nu suntem de acord. Nu, o să fie nevoie de hotărârea de consiliu. Păi da? Bun. Nu poate pune în aplicare. Da, ajungem de unde am plecat, dar nu ce spuneați. Da. Bine că putem extinde, după aia stăm de vorbă. Și regulamentul ăsta se poate încălca, dar putem să-i faci și să-l și îndrepte, așa cum a făcut primăria la Dărbănești. Eu făcut să schimbi regulamentul pentru ei. Și ai văzut că eu primit înapoi la ADIS, înapoi au prețul care l-au vrut primarul respectiv și consiliul local. Că toți acolo, chiar dacă ăla e uzelist, peneliștii au fost de acord cu el.
și nu a aprobat. Acolo a făcut, știe cine a făcut lor acolo. Exact cum au avut ei, cu numărul de locatari, cu stabilirea graficului de ridicare a deșeurilor, ca la oraș, nu ca la comună, din două zile. Chiar dacă aia stă în cătură, eu știu, să le truc, se duce fiecare zi, ca la oraș. Eu sunt în ședință acum. Să aștepte dacă au ajuns. De asta, domnul Răileanu, se filmează pe aici. Să ne mai și uite să mai întâmplă și pe la alte comuni. Probleme de genul ăsta. De aia se filmează. Și nu știe domnul Vinci de ce. Dar cum spui și tu? De aia se filmează aici ca să aflăm ce se întâmplă la alte comuni? Nu. Și altele află cu problemele noastre. Noi ne uităm la alte probleme. Nu. Și venim cu lecția învățată aici. Probabil să se filmează și de la alte comuni local, nu la aici. Nu mă... Înțelegem noi mai greu. Eu spun că înțeleză. Cătăline. Pe mine nu mă frapează acum că tu n-ai înțeles, că știu că tu nu înțelegi multe, dar mergi mai departe. Dar am și specificat. Romai spus că înțelesul tuturor, dar nu avem noi capacitatea să înțelegem, știi? Dar aș vrea să înțeleg și Cătălin, dar nu știu dacă... Păi n-ai ce să înțeleg. Nu că nu vrea el, nu... Dar tu știi bine. Dar poate să fie și varianta cealaltă. El înțelege foarte bine, dar nu știu să-i explici. Da, poate să fie și varianta. Asta nu se pune. Nu, lasă, nu se pune. Dar aici avem toți interesul, că toți plătim niște bani. Da, același interes aveți, nu plătim mai mult, să avem un serviciu bun. Ca tu plătești la nu plătim deloc. Păi nu, plătești și aici, normal plătești. Hai că nu suntem la șezătoare. Chiar nu, domnul. Domnul primar, punctul numărul 3. Dar vă pune la vot. Pune la vot. Domnul președinte. Cine este de acord? Epuizează cu oameni. Da, domnul primar, aveți cuvântul, lăsați, gata. Punctul 3. Nu, să-i dau o replică, domnul Marian. Indiferent unde stai și dacă ești proprietar, plătești. Ca să știi, poți stai și 900 de părți, 900 de părți plătești. Vorbește-mă cu un aparat de plătire, pe tine. Da, da, bine. Hai, lăsați-l să mai spun, mai spun. Problema e că eu stau la Ștefan. Foarte bine, stai. Având în vedere cererea înregistrată sub numărul 2543 din 3 a 4 a 2018, prin care domnul Oprea Costel solicită scoaterea la vânzare unui imobil, teren situat în extravilanul satului Negoiești, în vederea construirii unui adăpost de animale, având în vedere raportul de expertiză, evaluare terenului primit de către Căițeanu Negru, având în vedere cele menționate, solicit Consiliul Local aprobarea proiectului de hotărâre în formă inițiată. Cadrul legal pentru acest punct. În prevederile articolul 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, alineatul 3, articolul 115, alineatul 1, litera B, articolul 123, alineatul 2 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicană, prevederile articolului 551, alineatul 1 și articolul 553, alineatul 1 din codul civil republicat aprobat prin legea 237/2009. Prevederea articolului 4 din legea 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestei. Deci, cred că sunteți familiarizați cu punctul ăsta sau cei mai vechi. Știu despre ce e vorba. Niște terenuri, trei terenuri, însumând 5.900. E vreo jumătate de hectare. Deci un teren 2782 de metri, un 2397 și unul de 811, toți cu cadastru separat, toate terenurile. Deci cineva solicite să... Le vând. Avem discuții? Să cumpere. Da. O întrebare. Am o nedumerire. Cine a plătit efectuarea cadastrului? Primăria. Deci, primăria? Proprietarul. Proprietarul face toate astea și recuperează prin... Și care este prețul pentru vânzare? Deci stabilit prin... prin expertiză 0,05 euro pe metru pătrat. Dar undeva știu că avem și un caiet de sarcini. Trebuie să fie. Da. Deci ăsta e raportul de expertiză. Deci știu că doamna secretară a spus
că și cadastru sau expertiza, nu știu ce, să fie suportate de către solicitant. Care am unde se află? În ce zonă? Pe drumul la intrarea în pădurii, la Grbovana. Păi deci nu face parte din trupul la, aici, la Conac. Că acolo intră sub altă incidență. Nu. Nu. Dar are și acolo terier el sau ce are. Nu vinde acolo. Nu. Că acolo e chestie de Ministerul Culturii cu totul altceva. Știi despre ce e vorba. Da, știu. Da. Prețul estimat în euro? Da. În euro e făcută evaluarea. Și ca observație pentru doamna juristă, trebuia să scrie mie aici la mapă ora și data. Pe, bine, dar... Nu. Acum Consiliul nu dă la probă și după aia urmează să se facă licitația, să organizeze licitația, să participe la licitație. Dacă nu participă mai mult la licitație, se repetă. Da, deci nu să... Nu... La direct, deci atribuire direct. Solicitat o persoană și ăla ea. Nu, se face licitație. La 1100 de lei, jumătate de hectar, iar convine și mie să fac o cerere să-mi vindeți ceva teren. Dar vă puteți să înscrie la licitație. Și acolo e cu cine dă mai mult. Nu, dar este și, vă spun sincer, că ați citit că e de sacer? Caietul de sacer? Nu, vă interesează, citesc caietul de sacer. Evenimentul în sine e interesant. Nu, este și... Voi vezi să intri, să duce, nu intri în incidență cu tine? Să duce la vreo 50. Dar eu nu pot să mă scriu, nu. Eu n-am voie. Nu poate fi contestat? Te interesa la juriz? Nu. Da, da. Leona, știu că va ajungea la vreo 40 ceva de milioane, cam așa. Serios, păi da. Păi nu. Plătea și expertiza, plătea și... Aia. Da. Dar și 005 luat din tablou, nu știu dacă... Deci prețul efectiv a venit 1165. De euro. 54. De lei. De lei. 10 milioane. Exact. 11 milioane. 11 milioane. Dar e la categoria neproductiv. Ce mi-e? Dar nu știu ce ne cumpără care nu dacă măcar nu vede. La categoria lămuriți-ne. E o coastă. O coastă. Exact, o coastă. Da, o coastă. Cu tufăriș, cu... O coastă care se duce la vale. Care fugi și a fugi din exact. Da. Păi să vedem terenul și urmă. A doua chestiune pe care, sincer să fiu, nu am studiat-o. E doar o, pur și simplu o întrebare. Dacă această vânzare este potrivit legea, avem dreptul sau nu avem? Chiar nu am avut timp să... Păi, dar nu, am expunerea de motive, dacă ați luat acest... Am fost atent, dar era o prevedere a unui articol, nu spunea concret. Și nici nu, și... Deci cadrul legal aplicabil. Prevederile articolului 36 aliniatul 2, litera C, articolul 45, litera aliniatul 3, articolul 115, aliniatul 1, bun, din legea 215. Am înțeles. Astea sunt niște oșiluire de articole. În acele articole este prevăzut că primăria, prin Consiliul Local, Se poate așa? Dar pot da cadrul juridic normal și vă pus și expunerea de motive, trebuia să vă uitați la articol. Comisia de juridic, ați avut la mapă? Ce spuneți? Domnul Gabi, ați studiat problema. Domnul Serghi, sunteți marele jurist în comisie. Da. Ce sugestii puteți oferi aici nouă, ceilalți care nu suntem avizați? Ne-au scari pe juridia jurist, mă întreb minutul juridic. Păi, dar dumneavoastră faceți parte din comisia juridică. Și asta trebuie să fii jurist? Din comisia juridică trebuie să te pui, nu trebuie să fii jurist. Că nu suntem noi aici ca la Parlament, să fii jurist de aparat. Da, acolo sunt juriști. Dar trebuie să te pui în concordanță cu niște legi și le știi când înțelegi. Hai, trebuie să te las.
pot documenta tu. Păi, dar eu te întreb ceva legal. Ai avizat, da? Da. Că noi ceilalți de avizat să știm ce avizăm. Deci, tu primăria am avizat. Nu mai cer frunt acum. Băi, Romică, dă să-i urmă președinte să interogheze consilier. Păi, dar chiar acum... Am întrebat, mă. Nu ceva din raportul de comisia juridică. Păi da, așa e. Și ești un pic dacă e semnat sau nu e semnat, dar nu tot. Nu e obligat. Dumnezeu, acum... Eu nu mă îndoiesc, nu a semnat. Dacă ești corect. Păi, și primarul semnează pe semnăturile. Dar el răspunde pentru ce o semnează primarul primul și după aia semnează jurist. Îi derugăm consilierea acum. Păi nu am cerut așa și nu așa. Nu l-am interogat. Nu așa. Dați un dacă e bine așa. Dacă nici artă Iohannis trebuie să ne certe și normal. Uite, Dumnezeu. Așa nu ne depășim. Păi dar sigur. Doamna, iertați, mi-a spus că trebuia să citesc, dar dumneavoastră aveți obligația să ne explicați exact despre ce e vorba. Păi, nu mă trebuie să la privare. Iorela, noi mi-am făcut în mandat de trecut niște referiri la consilier și nu unii ne mai regăsim aici. Păi, nu ne mai regăsim, la ori îi pui tu la pungul cu legea și cu ce trebuie să-i spui consilierul, ori noi suntem prea proști, tu ești prea deșteaptă. Bine. Păi atunci, nu e jurist, te-am întrebat, nu e Adina. Noi aprobăm aici, nu suntem juriști. Nu e nicio problemă. Aprobăm, mai ales secretarul consiliului, secretarul primăriei, care și-a pus semnătura pentru legalitate. Tu crezi că riscă ca să pățească ceva pentru că vrea cineva să convine și terenul? Dar de ce să fie bun semn de doială aici? Ea n-are, știi legea, dar noi ai putea pune un semn de doială. Păi n-are că știi legea, nu? Și dacă cineva care știe legea își pune semnătura, tu ai vreun dubiu sau... Nouă nu ne face nimic. Nouă nu ne face nimeni nimic. Dacă ne făcut ceva, îi face juristul. Știi, prea bine, și domnul primar, da. Cei consilieri de la Gura Băi care au semnat cu casele acolo, plătesc acolo din salariile lor, unde lucrează. Știți? Nu știți. Cine plătește? Unii din consilieri care au semnat. Care unii? Dar de ce unii? Păi unii care au fost de acord. Că au trecut cu majoritatea lor, cu PDL-ul atunci. Nu, păi, aici e vorba de votul fiecărui. Ei, și vrei să te faci. Nu, care nu merită. Păi uite, o întrebat un om, o discuție. Păi poate mai întreabă cineva. Dar nu, supunem la vot. Trecem cu majoritatea. Cine este de acord? Bine, hai ne rămurim. Te documentezi. Doar nu trebuie să rețezi vot. Nu, dar să rim bună, să rim clar. Niște chestii, vrei să ne dăm importanță. Și domnul proiector e tot în comisia juridică. Exact. Are probleme. Dar nu e chestia de asta, dar... Uite, problema cu întreba, mă, dar... Problema să știi atunci, nu? Dacă nu era filmată ședința, sigur nu vorbea atunci. Dar mă rog, hai să vedem. Stai chelit, doamne, ca să putea. Dar nu, lasă. Sigur, eu vorbesc cu filmări și doar. Că vorbesc și frumos, dar zăr că zău că s-ar niște chestia asta de pară în sens. Dar nu-i vorba de treabă, dar spune în sens. Ce mă lunge? Spui ce ai de zis. Eu țin cât îi număr nu țin eu. Și clarificăm și probleme. Dacă nu le clarificăm, trece rău. Atunci de ceva mai îndes așa. Păi nu le-am prins. Ce l-ați spus? Și la punctul ăla. Trebuia să ne dăm 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 punctul ăla. Dar nu-i dăm tu ai întrebat și trebuia să-ți răspundă. Exact. Și nu s-a răspuns? Nu l-a luat el. Ce din comisia? Care știi? Care știi? Au mascit la școală acum. De asta, Gabi, te rog frumos. Vrei să spui ceva? Spune într-un car organizat. Ai cuvânt. Dar nu mai am, n-are rost. Știu, știi locul, știm toți, dar până acum suntem de acord toți. Păi nu, dar și la punctul ăla, vezi, doamne, comunii, hai, noi vorbim de comuna noastră și ce avem noi vorbim, nu, de două. Și dacă punem la geografie și alte comuni și... Ce treabă nu cu exemplu? Ești om informat. Mă interesează prin de exemplu alte comunii, mă interesează comuna mea. Interesant. Dar ia spune-mă de comuna Izvorul Berheciului, care e penelist. Spune că n-are un centimetru de alimentare cu apă sau cu asfalt. De ce Dumnezeu? Păi da, ce? Tot dăm exemplu de comunii de oraș. Da, vreau să... Leonar, într-adevăr, legitim, m-a pus o întrebare. Bun. Dar nu era treaba ta, ca și președinte de așa, să interoghezi consilierii. Care vrea să vorbească, vorbește, care nu, nu. Asta este rolul președintelui. Poți cere un punct de vedere la comisie. Președintele este cel care...
conduce ședința și moderează. El moderator. Tu inciți. Da. Și tu eu nu mai am cuvânt atunci? Bă, da, eu l-am întrebat pe domnul. Domnul Puiu. Dar ce treabă are Puiu? Dar e în comisia juridică. Și ce dacă e în comisia juridică? Leonardo e în comisia. Acolo nu discutăm. Eu despre Leonardo. Acolo trebuie să discutați. Am discutat noi. Da. Păi bun. Dar nu-i rolul tău ce trebuie să facă comisia. Tu nu înțelegi? Noi ne-am întâlnit. Tu trebuie să nu depășim atribuții. Acum cine ne-a... Nici domnul Croitor nu m-a obligat pe mine să semnez, nici eu pe dânsul. Deci noi ne-am întâlnit, am discutat, am considerat că e corect și am semnat. Dar noi ceilalți, ca să știm rolurile, ceilalți. Mă, dar tu te uiți la comisia, o semnat. Atât. Păi și-am întrebat dacă e bine sau nu. Și-am întrebat secretarul dacă este legal. Păi secretarul a întrebat, și-o să nu o spune. Nu vezi că e aici și ceva de noi. Păi ce să spună mai mult, e legal. E legal. Da. Că nu pune secretarul. Păi are cineva de... Semnează pentru asta nu spui tu mie și trebuie să fac corect. Tu vezi de telefonul tău acolo. Te înregistrezi și eu ca să fii dublură. Foarte bine, înregistrează. Ce-ți place să te mai bagi în seamă, Verul? Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine-i pentru? O abținere. Continuează, domnul. Am încheiat toate cele trei proiecte, avem la diverse. Cine puncte, puncte, nu proiecte. Puncte. Puncte pe ordinea de domnul președinte. Prima întrebare, trei. Când își termină mandatul, președinte? Hai să vezi. Deci pentru el întrebarea, nu pentru mine. Și ți-a răspuns, hai să vezi. Mai rolul de tine. Cum n-ai zis toată viața. Eu, apropo de diverse, mă... Toată viața îți fie frică de mine. Ascultă, ai înțeles. De unde înțeles? Pentru că e diferență între mine și Vatale. Da. Fizic vorbim. Da, fizic. Din corectitudine. Diferență de fizic și de bun simț. Și de bun simț. Da, hai mă, că nu e de... Din părere personale. Romic, apropo, cât ar trebui să plătească un consilier dacă... Se revine la ce ai zis tu, consilierii de la Curatoia au plătit pentru casele alea. Da, bă, dacă la terenul ăsta să moară pe consilieri, 10 milioane. Cât ar trebui să plătim? Cât îi fac? Chiar serios, cât ar trebui să plătim? Cât stabilești, eu știu, curtea de cont, da. Nu stabilim noi. Dar ce stabilești curtea de cont? Dacă o să fie, să spun, că vine este și ce împute ceva. Primul teren care s-a vândut pe raza comunului. Băi, eu nu am niciun dubii, mai ales dacă zice că e și aiurea acolo. Să-i dăm un... Eu am spus... Căutăm un nod în fapt. Eu am spus dacă e legal, atât. În rest nu mă, mi-a trebuit mie și mă gândesc eu. Da? Eu am... Domnul Mateu. Vin cu o propunere, domnul... în primul rând, o propunere. Da. Pe viitor. Și fac paranteză, după aceea continui. 70% din discuțiile noastre de acum au fost pe ciorvăiala asta care a țiscat-o, domnul președinte. Da, bine, bun. Apropo de propunere. Acolo e nicio problemă. Apropo, respectăm da. Regulamentul. Da. Aveți drept o singură dată, ca și consilier, ca și intervenție, sau de două ori într-o oră. Restul nu are sens. Vedeți? Da. Ar trebui să discutăm alte lucruri care le privesc. Lucruri care privesc oamenii din comună. Nu chestiuni de asta. Domnul Matieș, vă realizez că aici am discutat un proiect, nu despre oamenii din comună. Este om plătit, secretar, care este, știe legea, restul e treaba noastră. Vă rog frumos. Dacă ar fi numai secretar, noi consilieri nu mai avem rol aici. Ba da, domnul. Da. Bun. Dumneavoastră considerați că v-am frustrat că n-ați avut cuvântul aici? Indiferent ce spune un consilier. Nu v-a spus nimeni nimic. Cum votați, cum nu votați. Dreptul fiecare, cum votați. Domnul... Întrebarea mea vine pe jos. La podul începe să urce la Rădeana. Cred că niște copii au aruncat un mânier de la de crafalet. Îi pe nul. Și ăla când... Că-i fără... Electric, da. Agățat pe nul și când le bucea la când bate un sigur dă pe o fază. Și nu s-ar cheia aia de iluminat. Și chiar de afară. La podețul care se face, de, nu ăla primul care urci pe istaz, ăsta la pământ, locul ca, dorul. Parapetul? Ăla care vine din capătul podețului. Da, da. Că ăla altul lor, nu știu ce, dar ăla l-a făcut. Da. Acum la altul. Din partea cealaltă, unul din el e... La zidul de sprijin, în capete, a zidit frumos cu
piatră, dar acolo nu mai poți să mai găsești. În partea de la deal s-o găsă cineva și l-o dărâma. Golobaniția, care erau puși frumoși, acolo încheia lucrarea. I-o dărâma cineva. Au fost câteva zile cu ploaie. A fost apă la rădăna. A fost și la viitoare. Deci înseamnă că sursa asigură. Da, da, da. Deci este un consum necontrolat. Eu propun, haideți, ajut și eu cu ce pot, delegați o persoană, haideți să facem chestia, un tabel, nominal, cu fiecare, trecem, găsim noi ora și să sigileze contorii și să ia indexul. Acum avem echipa pe Bișoara, a, echipa bun, Bișoara. E bun, da, este bun. Ionus Porcoș și cu da, care facem un folos comunic. Dacă e când o să poți să mergi și eu cu ei, deci nu e o problemă. Deci ești de apometru. Așa, așa, în vedere că, girează... că în momentul în care se va contoriza, de acolo va începe. Așa știu, da. A, așa, da. S-au făcut niște sondări greșite pe drumul de la Rădeana când au făcut da, ridicări. Da. N-au fost făcute ca lumea. Reparații. Trebuie reparații. Uh-huh. Cred că trebuie scoase și căminile pentru apă. Pentru... Ale nu scoase. Ale ce au scos, scos numai canalizarea. Sunt și niște cămine pentru apă. Niște locuri unde se poate izola. Da, unul da, e acolo da, în poartă da, la, la Brânduș, unul e pe la... Irimia pe la Frunza, pe unde se face pe acolo, pe la Ilii, unul pe la Mircea lui Luca, ca o să nu... O să luăm proiectul și așa, vedem un proiect. Că dacă e o cădere undeva, el duce și oprește toată apa din tot sacul. Așa se pot... Domnul... Domnul Martejunac. Mai ai? Mai ai. Manolache aici, când a luat aici la pot la Irimia, era curat, albănicul a făcut campană. El l-a lăsat acolo, ce-a lăsat? O să ne trebuia cu umplutura aia în altă. A, dacă, de, e bine atunci. Nu, dar vreau da, să-și încheie. Da, da, să-și încheie așa cum o găsit. O găsit curat, curat să vezi. Da, mulțumesc. Domnul Chelaru. Domn primar, nu știu dacă ați rezolvat acolo sus pe deal. Două săptămâni din curge apa, sus, unde mai fost avarie odată. Curge apa în grădina, acolo de două săptămâni. S-a lăsat și terenul? S-a lăsat terenul, via la partea de la vale, toată în apă. Acum apare, cum a zis domnul Sârghe, dacă ar fi la Chiralesul, cu robinet general, închis caneau, ca să nu mai curge. Și apă curge, curge. Da, de acolo ia cu lingharul oamenii, cu găleata și spală rău. S-a prăbușit asfaltul, efectiv. Nu, nu, știm, aia care a fost, unul a fost intervenție de anul trecut. Exact, da, da. Da, acolo vorbim cu cineva să vină să taie, să compactăm și să punem beton. Da, da. Dar din cu aceea o să spune, că, ce că nu-i spartă conducta acolo unde curge. Da, au fost... Din sub asfalt. Da, au fost acolo să rezolve problema. Și țeava nu-i spartă, deci conducta de apă nu-i spartă. Cauza e alta. Și caută să o găsească acolo. Dar acolo nu este și conducta vechi. Știți care e cauza? Chiar roșile astea care în contact cu apa, ele calcarele astea se descompun. Fiind conducta, roci în sol, calcaroase. În contact cu apa, ele s-a descompus calcaroase. E în zona aia de Rădeana, chiar în drum. Când duci tot așa, când ploa mult, se prăbușea pământul ăla. În cauza apei, de la ploi. Acum s-a întâmplat conducta. Se dizvolvă calcarul. Calcarul ăla dispare la un moment dat ca surocă. Și el atunci, de asta acolo nu mai e stabil. Noi punem, dar dacă s-a făcut cavern acolo, aia ia, se prăbușește. Până nu te duci acolo jos, mereu se prăbușește. Chiar când duci pe Islaz, tot așa, când, de acolo a fost conducta spartă, a intrat la acolo unde, da, unde e lăsată tot iau, dar acum mai auzi că nu-i, nu-i spartă conducta. Păi nu-i spartă, dar s-a făcut cavernă aia acolo. Da, dar de unde iesă apă? Iesă apă. De unde iesă apă? Apă o fi conducta veche. O fost conducta veche acolo. Conducta veche... Păi știți cum? Vine din, are unul acasă, conducta veche, încă... Da, să nu fie și... Da. Și vine de la ala, intră acolo pe conducta veche, unde are fisură. Dar conducta veche merge până acolo. E de cu spuita iată. Conducta veche, eu merg până la... Nu, dar poate, nu, Lucian are dreptate. Poate cineva acasă... Da, mai are... Și-o băgat, a făcut acolo de conducta veche. Sigur.
Și acum vine din conducta nouă și bagă în conducta veche și dacă aia îi spart undeva? Deci conducta veche e pe partea ce e până la Emilia, până la Rotaru, până păi la, clar, la, la Spân. Atât? Atât. Nu se duce încolo din loc? Păi, acolo fost cap. Înseamnă că nu e acolo. Până la Rotaru. Până la Rotaru. Da. Deci nu de la vale venea până acolo. Da. Nu, dar s-a dizolvat calcarul. Când a să nu fie vreo casă care nu-i cineva pe acolo și să fie smuls vreo îmbranșament. Individual. Echipa acolo și caută băieții. Da, deci, face sondaj. Am verificat la conducta veche și la conducta nouă și nu e spartă. Acum caută în continuare să văd... Dacă ia, nu vine. Domnul Bondaș. Da. Domnul, problema pe la Ieșoara este foarte tragică. Nu mai... Oamenii din corp nu mai îndrăgăresc. Mai dau drumul la apă să mai urmă. Trebuie să dau până să nu se rezolvă treaba. Am fost la dimineața, am dat drumul la apă și m-a blocat acolo, nu mai dădea voie să trec cum așa. Și că te duci un închis și nu-i mai dai drumul până când nu se rezolvă de apă. Păi tu și dacă e închis în apă? Nu, a zis că s-o opresc. A fost două zile la corp. Și a zis că nu a avut dispoziție. Apă. Păi da, neanică. Exact cum a spus... Da, nu, mai exact, spre către Rădean. Trebuie desfințat să ia după rezolvare. Am făcut experiențe cu oamenii acolo. I-am dus acolo, i-am obligat pe ăștia care au pe tur să ne iei drumul la urmă. Să vedem cât apă vine acolo. Aproape de loc. Când vin mașini. Când dă drumul ei la robinet, aproape de loc nu mai vine în bazin. Ce-i legați pe tur? Da. Da, când da, dau drumul ăștia pe tur, aproape de lucru nu mai ajunge acolo. Afacerea de Olanu și de Botaș, îi știi pe alții care... Nu mai știu, am înțeles că și Grășteanu, am înțeles că cam toți și Oprea, dar nu pot să știu. Și că toți ăia de acolo îți legați pe tur. Imediat mă spun scurat. Și mai sunt și de aici, la mare, o parte, dar nu... Nu vrea să spună, nu știu, nu știu. Vedeți, apă este, presiunea scade odată pe consumatoare și mai ajunge apă acolo sus. Nu, asta e cauza. Cât au plouat? Era peste tot, nu? Cât au plouat a fost. A fost, am avut aproape săptămână, n-am avut treabă cu apă. Dar la corpul, tot nu eram mulțumit. Tot nu se duce peste tot. Câți consumatori sunt? Ei, acum au zis așa, noi o închidim. Ori o face, ori dacă nu, nu mai dă drumul. Ce înseamnă ori o face? Pe ce să-i facem? O să se rezolvă. Să cărăm, cărăm apă în puț. O să mai faceți un puț sau faceți legătură la ăștia de la Raja? Cum adică facem legătură de la Raja? De la ăștia, de la Bunești. Da, venea nimic, dar... Să le-o dăm lor? Păi să le-o dăm lor. Păi da, să vină să o ia. Dar și Raja a spus că e în timpul să fac investiții. Să facă proiect, tot pe fonduri europene, că nu fac ei, dacă au luat oraja, din mâine s-a apucă să facă extindere. De ce nu vine primarul să ne facă ședință cu noi, să ne spună care-i treaba? Da, promis că ne dă apă în vară. Acum, în vară, nu face nimic. Niciodată. Bun, eu o să vin, stabilim o întâlnire cu cei din Corbu și cu cei din Jăvrieni, nu neapărat, că și le-ai avut, și le-ai fac principiul de apă. Facem o întâlnire, dacă vor să o închidem până se rezolvă, așa, o închidem de tot, până se rezolvă. Asta nu e greu, asta e... cel mai ușor, cel mai ușor, ca să o închidem până se rezolvă. Vă spun că ora are tot, ori n-a niciun. Da. Să se rezolvă pentru... Nu e greu de închis. Nu e greu de închis. Nu e complicat. Umplim rezervoarele și după aia închidem la puțuri și gata. Azi dimineața am dat drumul, m-am dus la ora 6:30, m-am dus și am dat drumul. Am așteptat până la ora 9 și nu începea să ne întrebune, pentru că toți au aflat că s-au dat drumul și, sau unii au vasă din ăsta acolo pregătite, cu furtunul lăsat acolo și când vede puțuri, lasă și umple toate bazinele pe acolo. De așa la Rădean, de așa la Rădean. Și atunci, să vină primarul să le asigurească. Dar de aia de aseară. De ce nu-i lasă pacă azi? O început să scadă presiunea. Și azi nu mă țărie, deci de aseară... Deci eu v-am spus, ca să acolo să mai faci un pus tot la 100 de metri, degeaba-l faci. Deci trebuie să te duci și la 150-200 de metri. Pe 150 de euro metru. Oricum nu merge tot în zona aia. Oricum nu merge pus tot în zona aia, în zona chelii. Trebuie făcut
neapărat în opa. Deci dacă nu găsești un ipârâu acolo, dacă găsești acolo în partea, la corpul cred că este apă. Unde să rezervat în partea acolo, găsești apă foarte mult. La corpul. Tot satul are apă și la suprafață apă. Acolo este apă. Dar Cătălin știi, acolo prin Mierăuța, cum îi spunem noi, acolo nu știi că sunt varfurile alea acolo, sunt... E zvoar foarte multe. Nu, Nenic, hai să ne organizăm. Da, acolo iau de investiții. Să facem, așa cum am spus, scoatem, punem un furtun la pompă, la puț acolo și vedem ce debit are și dacă că e posibil să fie din cauza pompelor. Să nu facă față pompele strămite sus acolo. Să vedem ce debit adică are. Adică pompele sus nu ai plătit un stat din puț. Nu ai plătit puț. Dar nu ai plătit un stat din puț. Dar să fie greu să-și împingă 3 km. Ținem o oră. Dar aceleași pompi fac aliment. Nu sunt pompi separate? Nu. Pompele. Nu-i cu rezervor tampon. Nu-i cu rezervor tampon. Da, uite să facem asta. Să vedem cam cât ar curge. Dacă e, mai luăm niște pompe care se prea ia de la bază. De acolo, din la bază. Da, trebuie din capul satului, de acolo, de la corpus, mai capul. De acolo, de la... Merg tot pe aceeași conductă, merg montaj. Da, da, până acolo se duce. Până acolo duce astea, cred, sigur. Acolo e panta mare și acolo presiunea de acolo, presiunea de jos, asta mai poate. Dar ce să... S-au văzut de atunci, în momentul în care am dat drumul la pompi, alea noi, când le-am schimbat, se învârtea contoarul ăla, ziceai că e... Ce era debit? Era conducta goală. În momentul în care s-a urmat a doua zi, când s-a urmat conducta, deci, trebuie mergea contoarul. Și apă în bazin, conducta mai rămâne, când se oprește o pompă, în bazin mai rămâne. Curgea la capire, curgea să mai împing. Am înțeles. Intrarea rezervorului sus este liberă, nu opune rezistență, nu intră conducta în spațiu de apă, în partea de sus a rezervorului. Deci, problema e pe conductă. Se pare că pompele sunt cu presiune mai mică. Ele sunt calculate după măsurătoarea puțurilor. După debit, câteodată s-au făcut măsurători. Nu, dar nu și după diferența de H. H și H și sigur, și debitul, da. Ai mulți factori. Acolo e mai complex, nu e chiar așa de simplu. Sunt multe probleme care trebuie luate în calcul. Grosimea conductei, apa care staționează pe conductă. Greutatea ei, da. Și atunci, în momentul când se strânge o porțiune de apă pe conductă, nu mai are forță să împingă. E una când e conducta goală și se duce, să duce toți... Da, am înțeles. Așa. Da. Iar când staționează, când apa pe conductă, nu mai are... Pe conductă de 110, se adună 10 toni de apă, că împinge la deal și se împingă atâtea toni de apă, se împingă în bazin... Trebuie forță, nu mai vorbe, da. Nu rezist. Nu rezist. Mai e bun. Nu se explică. Păi nu, eu am stat de vorbă cu cei de la București care ne-au dat pompele astea. Și eu am spus că să facem, dacă e nevoie, să facem un rezervor tampon, să scoatem cu pompele astea în un rezervor tampon, de acolo cu alte pompe să împingem la el. Deci că nu vă chinuiți așa. Dacă e, vă mai dau o astfel de pompe care se preia de la partea deasupra puțului. Da, tot pe conducta. Tot pe conducta asta. Una bagă și... Și preia și cealaltă. Adică pui doi țai, nu? Și ușurești și trage la deal. Domnul primar, luați legătura cu producătorul pompelor care le aveți acum, dați-i toate detaliile vis-a-vis de... I-am dat, tot ce ne-a fost la dispoziție ăsta care a făcut măsurătoarea puțurilor. Și îi zic că da. Da, tot. Dar pompele sunt calculate. Așa, da. Acum ce se întâmplă? Pentru noi este și foarte greu să facem așa ceva. Trebuie specialiști. Nu avem specialiști. Nici noi ia, nici ei noi ia. Uite, azi au venit ăștia de la Uzor ca să facă la Rădeana, să pună la punct stația de tratare. Era deschis când am trecut oară. Da, să pună la punct stația de tratare, să putem... Era Ionuț acolo cu... Da, să plecăm la... ori la crab, ori la raj. Și ia să-și facă treaba. Da. Acum avem probleme cu apa. Ai probleme cu energia, trebuie să ai specialist pentru că nu știu ce nu merge draft. Urmă nu știu ce nu merge draft. Deci, când îi pune să angajezi un electrician. Da. Pentru pompele tale. Și asta, ca să faci un puț, investiții, trebuie proiectare din nou, trebuie tot făcut ca la casă. Nu poți să faci. Nu e greu de făcut. Dar ne trebuie bani. Am spus, e vreun 1.200.000, 1.300.000 de milioane să săpi un puț la plăcut. Dacă odată ce s-a
început lucrarea, dar nu trebuie finalizată, nu trebuie traiul lui. Lucrarea asta s-a început cu un proiect aprobat de un investitor. Investitorul care a fost administrația fondului de mediu. Gata, s-a încheiat. A încheiat contractul cu ei. Deci s-a făcut conform proiectului ăsta. Acum ce se face este altceva. Ce să ai fondul? Să trăiesc. Deci nu poți să mă duc la fondul de mediu să spun ăla, să-i spun ăla. N-a fost proiectul bun. Nu că nu a fost proiectul bun, Neanicule. Atunci de ce nu merge? Păi de ce? S-a făcut un studiu hidrogeologic. Așa, și atunci au spus că dă atâta puțul cu tare, atâta dă puțul cu tare, că și debit. Nu, de clar era suficient. Păi era suficient ce spunea acolo puiului. Ce spune el teoretic la practic? Bine, domnul Bondaș, nu ne lansăm un studiu de specialitate, aici nu suntem specialiști. Nu poți să acuz pe ăla care a făcut un studiu hidrogeologic să zic că l-a făcut pe genunchi. Că ăla spune, bă, pământul lucrează. Și poate să fi fugit pânza freatică din locul respectiv. El a făcut studiu în 2010. Să vă spun ceva. În 2010. Venit, și noi am dat în 2014, în 2016, când am dat drumul la... A venit Mielul Rău, cu colegia lui. Acum, nu știu dacă l-ați văzut, nu l-ați văzut. Mielul Rău, cine e Mielul? De la Târgoviște. La Târgoviște, așa, da. A venit un băiat care zicea că e proiectant. Dar proiectant sunt, Nenicule? Și au zis că l-au dus, au mers acolo, știi, să vadă și el. Așa, și au zis că nu, ce din stat, de ce nu trebuia putul așa ta, unul la altul. Și cum trage aceeași sursă. Asta ar duce, face apa duce de la una la altă. Comunii. Comunii că e zboare, nu poate să tragă nici aia, nici aia. Acolo nu se zboare, acolo trebuie să fie pânză freatică. Pânză freatică, da. E zboare de suprafață, alea s-au ocupat, s-au înfundat. Dacă ar fi... Nu cred eu că iese pânză, astea, pânză freatică, a ajuns așa. Dacă ar fi pânză freatică, ar împinge apă suficientă în rezervoare. Dar așa, din când în când se observă că apa, deci sus nu mai curge drum. Om primer. Și sus nu mai picură niciun pic de altă. E posibil și un pic. Domnul Botaș. Domnul Elian. Hai să închidem. Eu vorbim în zi. Până dimineață vorbim tehnic. Că el e dat, nu știu, cu 2 litri și ceva pe secundă și, în realitate, acum când am făcut măsurători, 0,5 litri. Ce diferențuri. Aici e o apărare primară, nu poate să-ți dea un răspuns concludent niciodată. Se pare că acolo ar fi la mată. Te depășești. Păi nu este acum puț. Și ne auzim de prea multe ori cu subiectul ăsta. Domnul Elian, aveți cuvânt. Mulțumesc. Nu, dar problema rezolvabilă, ca să fie apă de băut, apă la mașina de spălat, să nu mai udi. Asta este problema. Cum o săptămână, când o plouat și nu a fost nevoie să țină putonul în grădină, a fost apă. Să vină să... Nu, Neanicule, care are bani, care are bani își permite să... Să udi. Și nu-i putem băga la tasă. Atâta timp când n-avem serviciu. Atâta timp când n-avem serviciu pentru așa ceva, nu putem să-i punem la plată. Ai cum. Nu se poate, dar... De asta e și haosul. Păi de ce nu înțeleg? Păi de haosul ei îl fac. El fac, dar nu se gândește mult. Domnul primar. Păi nu se gândește, închidem, bre. O închidem și gata. Domnul primar. O închidem toate și... Să, cum aducea apă cu colichița înainte, să aducă și de acum. Dacă omul e atât de-al dracu și nu înțeleg. Are cuvântul domnul Reilean, domnul primar. Mulțumesc. Credea că nu mai eu te enervez. La unul din puntele de la ordinea de zi s-a discutat problema salubrizare la nivelul la care s-a discutat, însă eu ați vă repet, la nivelul comunei noastre. Deși toată lumea este înscrisă și plătește taxa de salubrizare, are pubelă la poartă, domnule, să mai conțin ușa astăzi, să ducă resturi menajerii, vegetale și bunoaie, să le ducă în albia pârătă. Nu, nu că le dă pe mare, dă chiar în pârătă. Și legare această problemă. Aș ruga poliția locală. Poate înainte acționa altfel și eu îi ajutam mereu, adică le luam apărarea, să mai treacă din când în când pe la cei care au în fața porții acolo aduse, deși acolo e nevoie să spun numele acum. Băi, tocmai asta... Dar chiar ar trebui să... Sunteți consilier local de mult. Cu ștanului. Păi, dar ne-a pus link. Unde să duc... Pe Pârâu Bogdan... Să meargă de Achioara ca Gâsca prin Pârâu? Spune să ducă la Cutare, la Cutare. Păi, da. Eu când am venit, am venit cu nume. Păi, da, așa a venit în sprijinul nostru.
Dar nu mi-ai explicat bine. Chestia asta întotdeauna o stârni probleme. Nu te mai votează. Ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? La modul general. Băi, eu nu mai am nevoie. Nu mai ai nevoie. Ce mai ai? Pune numele. Nu spun ce spune Romii. Vreau să nu spun problema asta. Dar e bine să facem controlele către organele de ordine din primărie. Și s-a tragă atenție. Neacostică, la modul general, la modul general, când spui așa, dăm voie să-mi iau în considerare. Că pot să spun că eu cioaca mea, dar care vrei să mă fie pe mine să am eu pe ei. Convins că nu numai pe Părâni Bogdana se întâmplă și pe celelalte sate și pe celelalte... Dar nu că ai datoria, ca și consilier, ai chiar și obligația să aduci la cunoștința primăriei. Cu nume și prenume. Sigur îți dat. Uite, eu când am venit, am venit cu nume. Respondeți. Știu că m-a dat levii cu nume, că tu spui palma și pe și dormi în oraș. Foarte bine, că acolo e legat. Cu oamenii, să nu mă învățat pe mine. Nu mă învățat pe mine. Știu, am să vă spun acasă. Dar m-a dat le-ți frică de unul, doi care duc numai eu, nu știu cum să mă duc la corp, în gura la atâția. Care e fură apă? Care e răspunderea mea? Dar nici care este mea? Eu pot să spun. Suntem în slujba comunității și unul și altul. Da, da. Dar vreau să spun că cei paznici, știți când facem controle cu doctorul Piscop, cu doctorul veterinar, cu doctorul Man, cu primarul, cu viceprimarul, azi de ce nu sunt mai măsurile astea? Ce controle făceai cu... Pe Părâni Bogdana, vă aduceați aminte când ne-am echipat cu... Dar nu erau telefoane. Acum e un telefon, filmează-l și dă din filmare aici. E greu? N-are telefon personal. Dacă atunci spui că vă duceați să făceați controale, acum poliția locală cu cei de la 416 merge și face curățenie. Am văzut. Nu controale. Trec niște puturoși lunea și acolo. Lasă? În țapă hrătire și le-a dat. Lasă. Observație bună. Așa e. Sunt de acord cu mă. Și acum aș face control. Vezi ce eu disuțin ai. Că ai spus un adevăr. Și aici îți spune, da, nu. Plica lui Răieleanu, băia de pe livadă, iau degeaba ajutor social. Da, da, hai să ne învățăm să spune. Le-am spus în față, le-am iau. Eu nu fac nimic. Mai trebuie atunci aici la crăpare, îmi zice ce dai prin sacă, pensam, nu fac nimic. Și la Plica lui Răieleanu, a spurcat unul ca aia. Unul ține sacul, unul ia gunoi și unul... Și-a treilea e prezent în lumea ei. Cam așa fac, asta. Treci lume, la biserică, prin străin, la poate. Da, da, da. Unul la 416, m-aș fi de Maria Ducia. Dar ce să mai facă, mă, să mai susprii? Acum la 416. A dus un bolovan în buzunară vechi. Ce să facă, mă, și unii puni bolovanii aia. Dă-te stați la livadă și asfaltăm o uliță. Într-un an. Chiar nu vin, măcar până la rumină. Vezi, dacă v-ați auzit ce vorbiți... Păi, dar... Dar eu am mai zis câteodată, nu v-au auzit ce vorbiți. Dacă zici că nu faci nimic, da. Tăiem. Nu v-au auzit ce vorbiți câteodată. Păi, eu mi-am spus cuvântul meu. Nu știu. Și-am atras atenția organele de la poliția locală. Ia vă zic, spune-mi un loc complet și eu merg acum să văd gunoi acolo. Chiar serios, asta... Mă deranjează când vorbesc. Mi-au spus un grup de oameni, eu am văzut... Deci ce te-a scandat? Aplică ceva normal. Deci, dar eu nu mă duc ca să spun că uite, eu spus Leacostică Răileanu. Eu v-am amintit doar atât. Zi-mi, la urechi. Unde să mă duc? Unde să mă duc? Unde-ți gunoaile alea? Ca să ne duceți în loc. Unde-ți gunoaile alea? Unde le-ai văzut? Spune. E albea fără. A, e albea fără. De unde? La Băleanu sus? Nu mai contează. De la cantonul Silvic până la Vărsare. Mai e... A, băi, Leacostic, chiar le exagerez aici. Păi, o primul săpuri de adevăr, probabil, da. Băi, da. Modul în care m-am confruntat, mă face să mai dei probleme, nu mai fac sesizări. Nu, dar eu acum, dar nu sesizare, dar mă dăiești consilier să faci sesizare, scrie, atunci, în plenul ședinței, îi spui. Mi-am făcut datoria și v-am spus. Dar n-ai spus. Apropo, da. Îmi permit a doua oară să intervin, domnul. Da, domnul Matiș, liber, intervenit. E comun, dacă nu la nivel național, sigur. Și revenim la comun. Dar avem curățenie, de asta mă deranjează pe mine, că eu știu că este curățenie. Este, domnul. Am spus de o într-o ședință cu o lună de zile în urmă, să trimită cei de la ajutorul social, de aici, de la Chiriac până la Cosori, cu șanțul ăla betonat, să fie curățat. Ce rău crezi cu bălăria acolo celor? De ce nu se duce acolo să fac curățat? Vreau să dai propada? Vin cu o propunere, domnul primar. Probabil că interesează pe foarte mulți dintre noi.
cei beneficiari ai ajutorului social, în raza lui domnul Ireane, sau a mea, sau oricare aici. Domnule, două zile din alea nouă care trebuie să le fac eu, domnule, domnul Ireane îmi spune, tu fă asta, asta și asta. A, să fii la dispoziția... Și ai grijă tu să fii curat acolo. Dacă nu e curat, înseamnă că n-ai făcut. Domnule, două zile sau nu știu cât. Un plan... Știu, domnule. Nu-i două din nouă, ne-a postit, că ne-a valit aici. Nu-i două din nouă sau una din șapte. Nu este, că nu toți au nouă zile de făcut. În funcție de câți membri sunt în dar au un anumit număr de ori. Nu spune cu ziua, cu nu știu ce. Da. Ah, și ce ați vrea să vi-i punem la dispoziție? Te nu să vi-i puneți, nu, da? Nu. Da? De exemplu, eu aș apela, de exemplu, la Gabi, că e mai aproape de mine. Gabi, pentru corne, am zis și o corne, ala, mă rog. Dom'le, ia-i o zi, două, că știi tu, uite, hai să fac părățenie în zona asta. Păi eu deja nu suntem mulțumit de cărnic, că unul ține sacul, unul pune hârtia. Asta are de făcut. Băi, tu de aici până aici faci curățenie. Exact. Asta are. Da. Și atunci el, care-i pus să facă da, curățenie, păi nu, atent, asta are. E atent. Și după aia veniți să spuneți că e agricultorul degeaba. Deci nu l-a duce la un loc cu țiganii la grămadă. Îi spune, ai traseul de aici până aici, tu întreții curățenie. Foarte bun. Păi asta, da, asta așa este. Și dacă contați că nu a făcut, atunci îl tai la polonic. Domnul Mare, am închis ședința. Domnule, noi închidem că eu mai stopat. Din respect pentru matale, eu mai țin. Hai. O altă problemă este acolo unde oamenii se duc la Iarba Verde, la Bogdan. Acolo privește și organe silvice și primărie. Băi, oamenii se treacă sâmbăta, duminica, o din lume aglomerată acolo, făcut foc. Domnule, este o mizerie de nedescris. Nu este. Ei, nu este. Nu este. Ce vorbești? Când a spus? Păi m-a dat adresia, pentru că ești organe silvice și ar trebui să dormi acolo. Noi, luni dimineață, facem curățenie. Pe sectorul nostru. Deci, da, vă spun simplu. Face cineva în curățenie? Noi, da. Noi personal. Asta coșe cu sticlă. Cu a fost dumneavoastră. Aia, mai da. Dar nu e greu să trimite mai Cătălină băiat să bată acolo. Făcut acolo. Eu trimit eu azi. Și mă duc eu. Eu mă duc. Domnul prima. Eu mă duc și chiar mă supăr dacă sunt vorbe aiurea, mă supăr foc. Eu mă duc, unde să ies la iarbă de aia? Și vreau, nu, neacostică, nu, eu mă duc să verific asta. Și vreau să-mi spui și din coace cu gunoaile, la cine să mă duc? Nu mă duc pe toată, pe pârâul, eu de aici fac pârâul. Nu, jos. Deci controle, nu primarul trebuie să ducă în cizme. Dar nu controle, nu ne ducem să controlăm. Noi ne ducem să facem curățenie. Da. Nu controlăm. Ne controlează alții pe noi. Domnul primar, dacă îmi permiteți, la PIL e treaba noastră. Treaba simplu, nu are primăria nicio treabă. Dacă partea din dreapta bărâului are și primul. Partea din dreapta nu e nimic în soia. Iar la noi luăm amendă noi. Simplu. Deci, nu, eu mă duc pe partea aia la alta bărâului să mă țin acolo. Acolo stau prea puțin. Deci partea la PIL stau. Okay. La PIL, la moară. De și noi fiecare suntem acolo pentru că ne frică de incendiu. Suntem păi obligați. Și asta și... Da, sâmbăta trecută, ora 5 jumătate pe care. Am fost spus, Ștefan, nu ori acolo. Am trebuit spus, Coșul de gunoaie. Da, coșul de gunoaie de tablă, pe piciula. Două, trei, nu toate gunoaie. Ce fotoaie de aceasta e? Nu, 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 uitați-vă la alea pe drumul naționalul de parcare aia la Căiuț, vedeți în ce stare sunt coșurile de gunoaie. Și le pui la păduri, să ia la păduri. Dar nu le, culmea, nu le răspoate mereu la Căiuț? Deci numai de-aia, de drept, oameni pe acolo, și numai cu noi. Și ar ține în păduri. Iar săraci fac curățenie și rugăriți. Ne simți bine, băie, și să... Gata. E nesimțire, trebuie să stea cineva. Domnule, nu, mai vreți să spuneți ceva? Văd că ați rămas. N-am rămas. Foarte gândurat. Veniți cu prima ocazie să spuneți și numii. Ne-ar bucura treaba. Ca să-l punem la punct, că altfel și mâine aruncă și poate și un an. Și 6 luni. Da. Dacă tu îți vii din mașina la poartă și îți ridică cu noi și tu tot aiurea îl duci la dreapă. Și plătește. De ce să-l menajăm, să nu-i spunem? Te-ai uitat că tu ești din univadă. Te-ai uitat la ciocan acolo, în față, pe izlazul. Acolo e altă problemă. E încălcarea domeniului public. Acolo Cătălin ducă și poliția comunitară să le pună în vedere că drumul public nu-i ograda pe care să-și pună în ogradă. Da. Acolo Cătălin cu poliția comunitară, băi, lemnele tu în curte, eu știu caprele, nu le mai lege în drum și le dai mâncare tot în curte. Bine. Domnul, nu, domnul Leonard, e gheată.
Am stat deja direct pe gândul domnului Coelea. Eu am gândit cu